Bună dimineața! În această dimineață, după ce m-am trezit, am vrut să ies pe terasă. Ghiști, mânerul de la ușă făcea un zgomot ciudat. Și am zis că trebuie să vă arăt și să vă spun și totodată să vedeți care sunt primele simptome atunci când nu fereastra are probleme, ci doar mânerul ferestrei. Sunt anumite zgomote pe care le veți auzi, anumite rotații ale mânerului care nu se vor face cursiv și blocaje ale mânerului. Și ăsta e motivul pentru care astăzi am decis să fac acest filmuleț, pentru că am primit destul de multe telefoane de la clienții noștri sau nu, din cartierul unde locuiesc, ale unor oameni care au spus: domnule, nu mai pot să-mi folosesc fereastra. Fie se învârte mânerul în gol, fie mânerul meu a rămas, ușa mea a rămas blocată, pe deschis, pe basculant, sau într-o poziție închisă și nu mai pot să o utilizez. Și am decis să vă explic și vouă ce se întâmplă și de unde pot apărea problemele în cazul în care mânerul este defect sau se defectează. Pentru că de la multe utilizări, bineînțeles, cedează ca orice alt lucru. Eu am ferestrele montate de peste 6 ani de zile și ușa culisantă, osciloculisantă pe care o am la ieșirea spre terasă, are o astfel de problemă. Am zis, bineînțeles, să vedeți și voi. Haideți să vedeți cum arată acest mâner. După cum puteți observa, mânerul funcționează, doar că funcționează într-un mod greșit, într-un mod eronat. De ce spun asta? Pentru că cursa lui nu este una cursivă, este una cu întreruperi și ascultați zgomotul să vedeți cum face. Acest zgomot de metal, nu este zgomot acela de mâner secustic care face acel clic-clic curat, este un zgomot metalic, dur, și plus de asta și mânerul se vede cum se oprește în anumite poziții, nepermițând cursa lui curată până la finalizare. Fie că vrem să-l dăm în jos, să închidem fereastra, fie că îl ducem la orizontal sau îl ducem în poziția verticală sus. Și astea denotă că veți avea în curând o problemă cu mânerul și probabil se va bloca fereastra voastră. Cert este că atunci ar trebui să luați legătura cu un specialist să vină să vă schimbă mânerul sau pur și simplu să vă comandați un mâner și o să vă arăt spre finalul filmulețului cum se face acest lucru extrem de simplu, astfel încât să nu fiți nevoiți să așteptați o echipă care poate să aibă programări și în următoarele 2 săptămâni, iar voi să riscați să rămâneți cu ușa într-o poziție deschisă sau blocată. Cel mai corect asta ar fi să vedeți cum îl schimbați singur, pentru că nu este absolut nimic special. Trebuie să aveți o singură șurubelniță în cruce, în stea, o să vă arăt și asta cum arată pentru cei care nu cunosc, o șurubelniță și cam atât. Iar mânerul trebuie comandat inclusiv la noi, inclusiv la orice alt furnizor de ferestre, cum doriți voi. Haideți să vedeți. Acesta este mânerul. Se ridică în poziție orizontală întotdeauna, ca mânerul să poată să fie schimbat. În momentul în care l-am ridicat la orizontală, vedeți că are un mic capac, acest mic capac de plastic care trebuie rotit la 90 de grade față de poziția lui inițială și veți descoperi 2 șuruburi. Desfiletați acele 2 șuruburi până la capăt, scoateți mânerul din acel loc, vedeți că o să rămână în profilul de tâmplărie 3 găuri, scoateți mânerul cu atenție, luați mânerul nou, poziționați-l într-o poziție de 90 de grade, partea care stă lipită pe ușă față de mânerul de care prindeți voi ca să-l acționați, deschideți acel capac din nou, poziționați mânerul în interiorul acelor 3 găuri împreună cu pătratul pe care îl are fereastra, mânerul, pardon, prindeți șuruburile până la maxim, nu să strângeți extrem de tare, dar trebuie strâns la simțul mâinii, după care dați capacul la loc și fereastra dumneavoastră, ușa de balcon, va fi funcțională imediat. Cam despre asta e vorba atunci când simțim primele simptome de blocaj în mâner, când vrem să acționăm o fereastră sau o ușă, în special cele des folosite. Recunosc, la mine acasă cel mai des este folosită această ușă de ieșire pe terasă, pentru că, bineînțeles, fiind la parter, ieșirea în curte pe terasă este întotdeauna cea mai utilizată piesă dintr-o casă, împreună cu ușa de intrare, dar cred că mai utilizată ieșirea pe terasă decât accesul în casă.
De asta am spus întotdeauna, alegeți-vă cu atenție ușile de terasă și ușile de intrare în casă, pentru că au cel mai mare număr de cicluri de închis-deschis și automat trebuie să fie ceva de calitate superioară. Dacă v-a plăcut acest filmuleț și vă plac aceste informații, dați un like, un subscribe, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și vă vom da informații interesante, prețioase, care vă pot scuti de bani, de timp și care vă ajută să nu vă panicați în momentul în care aveți anumite simptome la ferestrele voastre. Dacă aveți întrebări, vă rog să le scrieți în comentarii, iar eu vă voi răspunde în limita timpului disponibil. Sau puteți distribui canalul nostru și prietenilor, puteți să-l dați pe Facebook, pe Instagram, pe Messenger, pe WhatsApp, colegilor, prietenilor, celor care, pe care i-ați auzit care avea ceva probleme cu tâmplăria cu ferestrele și atunci mult mai multă lume va avea de învățat din toată experiența asta a mea, iar eu fiind în domeniu am zis că merită să împărtășesc tuturor acest lucru, astfel încât să știm la ce ne putem aștepta. Vă doresc o zi minunată și vă aștept data viitoare!